Uite așa, de circa o lună și jumătate are acest exemplar. Și proprietarul este foarte mulțumit că aceste defectoare de vânt sunt originale. Nu fumează, dar îl ajută la ventilația mașinii. Iar cheia arată cam așa, nouță. La momentul în care mașina a fost achiziționată, pe bord avea 150.000 de kilometri. Reali, vânzătorul a spus că avea peste 500.000. Haide să vedem cum se comportă în trafic. Martorul de check engine este pornit datorită sistemului de... O conduc cu plăcere, aducându-mi aminte de exemplarul meu. Dragi abonați, stimați privitori și rătăciți pe acest canal. Debutăm în 2024 cu o filmare și această filmare nu putea să fie decât o hibridă, dar una care e des întâlnită pe străzile patriei, am putea spune, și îmi trezește ceva amintiri prin prisma modelului și a mărcii. De fapt, prin prisma mărcii și a modelului. Și ca să nu o lungim prea mult, haideți să vedem despre ce este vorba. Da, Toyota Prius G3 și este o variantă facelift. Mașina este produsă în 2013 și provine din Spania. Cum am ajuns să o filmez? Proprietarul a apelat acum vreo 3 ani de zile la mine și a luat o Kia Ceed Diesel. Facea și ride sharing part-time, dar între timp a devenit full-time și după ce a decis să pensioneze Kia, dar nu de tot, căci încă o are, a decis să treacă cumva la moda noastră a românilor, respectiv copierea modelelor utilizate și în alte țări. Și uite așa, de circa o lună și jumătate are acest exemplar. Mașina proveniență Spania, arată cum arată, bineînțeles că acolo a făcut taxi, a fost adusă, vopsită, aranjată și el a cumpărat-o în luna noiembrie 2023. Modelul facelift se recunoaște prin modificarea triplelor, prin ceva modificări subtile la bord, alt sistem de entertainment, dar și la bara față au apărut luminile de zi LED și farurile de ceață au fost schimbate, le-a fost schimbată amplasarea în bara față și cam astea sunt modificările la exterior. Mașina nu mai are ștergătoare originale, are flat, dar vom vedea imediat și cum funcționează. Iar ce putem spune, în afară de imagini care spun totul, ca să ne repetăm așa, anvelope Michelin Primacy 4. Deci cam așa vin mașinile din Spania și cu DOT 46-2022. Iar pe față avem 02-2023. Discurile sunt ștanțate, dar nu reușesc să văd dacă există și sigla Toyota, dar în schimb pe spate sunt noi nouțe. Și acum vă puteți răspunde la întrebarea, cum la ei rezistă atât de mult mașinile? Păi dacă și acestea care fac taxi, ride sharing, sunt întreținute by the book și li se utilizează în reparație piese OEM, cum să nu reziste? După cum vedeți, geamurile au o ușoară tentă, nu chiar privacy, dar sunt puțin mai închise la culoare. Și proprietarul este foarte mulțumit că aceste defectoare de vânt sunt originale. Nu fumează, dar îl ajută la ventilația mașinii. Și ca să începem cu locurile spate, nu aceasta este tapiseria mașinii, sunt niște huse care vin peste și ne putem da seama ce a avut înainte, cam astea ar fi, le putem vedea aici, tot piele și mașina a avut un nivel de echipare superior și vom vedea imediat la bord, dar ne dăm seama de kilometri în momentul în care ajungem la gura de ventilație a ventilatorului pentru răcirea bateriei hibrid.
și priviți că este tare obosită. Pe fețele de uși există o imitație de Alcantara, iar pe ansamblu mașina încă are protecțiile de plastic din fabrică și se pot observa diferitele straturi de vopsea aplicată de-a lungul timpului. Aceste protecții au fost aplicate de proprietar acum, după achiziție, pentru a o proteja. Și vedem, balamalele n-au fost desfăcute, dar în schimb ușa da. Așa. Parbrizul, vă vine să credeți sau nu, dar nu este fisurat. Nu are urme de sablare majoră. Și priviți, avea până în 2023. Revizat-o. Proprietarii de G3 cu farul halogen știu că această combinație de faruri nu este deloc fiabilă în timp. Oglinda, lupa suferă deteriorări, iar lumina acestor faruri este insuficientă pentru a conduce în bune condiții și în condiții de siguranță noaptea. Cam așa arată la exterior și locurile spate le-am văzut. La interior, comenzi electrice, închidere centralizată, blocarea geamurilor. Avem oglinzi pliabile electric, oglinzi reglabile electric, încă două butoane puse de spanioli, reglajul farurilor pe înălțime, cele trei pedale, frâna de mână la picior și avem sistemul multimedia, climă automată și avem și gaz. Iar cheia arată cam așa, nou, nouță. Bineînțeles, există și o a doua cheie, mai uzată. Iar ce putem spune, urme de uzură aici, probabil era un telefon sau aparatul de taxat poziționat în această zonă și a stat cu mâna, să zicem, și a generat această uzură, iarăși uzură aici. Dar la momentul în care mașina a fost achiziționată, pe bord avea 150.000 de kilometri. Reali, vânzătorul a spus că avea peste 500.000. Deci 500.000, de fapt a spus 5-600. Deci faceți socoteala, dacă acum sunt 160.000, mașina are 500 sau 660.000. Iar pentru acest kilometraj, mașina arată foarte bine. Și nu numai că arată, dar încă merge. Și nu numai că încă merge, dar și consumul este unul, aș zice, uimitor pentru acest kilometraj. Mașina, la momentul în care a fost importată, i-a fost făcută revizie, i-a fost făcută o igienizare și a fost înlocuit deja uleiul la cutia de viteze, dar nu i-a fost înlocuit lichidul de frână și antigelul în cele două circuite, cel de la motor și cel de la invertor. Cam asta este, să zicem, privirea de ansamblu la exterior. Haide să vedem cum se comportă în trafic, dacă sistemele mașinii mai sunt funcționale sau nu. Și o pornim. Avem acolo o animație pe care eu recunosc că nu o aveam la modelul anterior, iar pictograma și rezoluția sistemului multimedia a fost îmbunătățită. Mașina a pornit pe termic pentru că a durat ceva filmarea exterioară și până am vorbit cu proprietarul. Bun, și ne-am pus în mișcare, dar ar trebui să vedem cât consumă mașina. Și pentru asta, pe trip A avem un consum de 5,7. Pe care poți să restezi, A sau B-ul? Au. Și resetăm trip A. Și cu ocazia asta facem traseul nostru normal și vom vedea consumul. După cum se poate observa, bateria este 3 sferturi încărcată, avem și benzină, avem și gaz și deja se simte cum mașina va opri motorul termic. Pe de altă parte, avem montat și OBD-ul și deocamdată acestea sunt datele. Vom vedea la final. Bateria are o temperatură de 27 de grade, iar temperatura exterioară este de 12. Așa, și ne-am pus în mișcare.
martorul de check engine este pornit datorită sistemului de gaz alimentării. Ce pot să spun comparativ cu exemplarul meu? Direcția este foarte grea. Nu am o explicație. Cu toate că mașina, ați observat și voi, este dotată cu anvelope 195-65R15, cele ideale pentru traficul în oraș, având în vedere faptul că sunt înguste, balon mai mare, amortizează mai bine și pe de altă parte protejează și caseta de direcție. Căci la un astfel de exemplar este foarte importantă întreținerea în vederea utilizării fără costuri suplimentare sau nejustificate o perioadă cât mai mare de timp. Dar în momentul în care cumperi o mașină cu un kilometraj, să zicem, mai ridicat, trebuie să iei în calcul toate variantele de utilizare. Pe parte de suspensie nu au nimic suspect. Sunt ceva zgomote produse de sistemul de gaz sau ceva în portbagaj, ceva metalic ce atinge periodic, din când în când, la rularea prin denivelările patriei, dar alte zgomote suspecte nu sunt. În momentul de față intră regenerarea, frâna regenerativă și încarcă bateria. Și merge pe electric în acest moment. După cum ați observat, mașina este dotată cu head-up display și, cu riscul de a mă repeta, mașina este un nivel de echipare superior, din ce cauză existența sistemului multimedia, oglinzile pliabile electric, comenzile pentru sistemul de Bluetooth, conectarea și utilizarea telefonului prin sistemul mâini libere. Bineînțeles, volanul a fost îmbrăcat de către proprietar, întrucât undeva în zona aceasta mi-a comunicat că exista o uzură excesivă a volanului. Pe canal mai sunt filmate mașini hibride, inclusiv a mea cu test de consum, chiar și Prius G1, o mașină de aproape 23 de ani, ce încă funcționa în parametri, cu o condiție estetică precară, dar tehnică bună. La astfel de kilometraje, alte mașini ar fi avut probleme cu maneta de semnalizare. Și revin, direcția este neașteptat de grea. După cum știți, direcția este electrică la această mașină. Așa că o înlocuire a lichidului al casetei de direcție este exclusă. Pe partea de accelerare se vede că bateria nu este, sau a cunoscut și zile mai bune, întrucât motorul termic intră aproape instant. Nu știu dacă am apucat să povestesc istoria bateriei la exemplarul meu, dar în momentul în care am venit cu ea în țară, avea undeva sub 60%, după un an de zile crescuse la 69% în momentul în care am decis să fac regenerarea bateriei. Și după regenerare, inițial a arătat 112%, dar ea s-a stabilizat undeva la vreo 97-98% și după un an și jumătate încă avea 88%. Deci, utilizatorilor de ride-sharing cu autoturisme hibrid le recomand efectuarea unei astfel de regenerări, recalibrări a bateriei de tracțiune pentru o utilizare cât mai economicoasă în sistemul de ride sharing, astfel încât bateria chiar să-i ajute, nu doar să fie un lest și un ajutor la calcularea unui impozit mai mic și la obținerea facilității de parcare în București. Dacă mașina e matriculată pe București, bineînțeles. Așa cum spuneam anterior, parbrizul este mai mult decât ok pentru o mașină cu un astfel de kilometraj. Este chiar original. Am uitat să filmez colțul unde se află ștanța producătorului. În rest, plafonul este în regulă, nu este umflat, căzut, cum te-ai aștepta la
mașini cu 10 ani vechime și cu un astfel de mileage, kilometraj. Loc de depozitare. Diferența față de generat de pre-facelift este că aici nu mai este ascuns locația celui al doilea loc de pahare, cup holder, ci este direct vizibil. Aceasta este în continuare escamotată de această zonă. Este în continuare escamotată cu acest capac. Și îmi place faptul că au închis puțin culoarea plasticului. Sincer să fiu, cred că exista posibilitatea configurării mașinii în două nuanțe la interior. Acel gri deschis și acest gri închis. Arhicunoscutele butoane pentru modurile de condus, electric, eco și power, frâna de parcare, respectiv punerea mașinii în parking. Acum, nu că aș fi cărcotaș, dar la drum lung, o direcție mai, cu un feedback mai tare, așa, e de dorit. Dar în oraș, unde un astfel de exemplar se simte bine, cred că ar fi obositor. Dar e întotdeauna bine să ai un termen de comparație și recomand proprietarului să investigheze cauza ce generează o astfel de utilizare greoaie, un astfel de răspuns greu al direcției. Pe frânare nu sunt zgomote suspecte și așa cum ați văzut, reperele elementului de frânare sunt foarte bune și de dată recentă, neavând când să acumuleze uzură. O conduc cu plăcere, aducându-mi aminte de exemplarul meu și încă un motiv pentru care mașina, am precizat că mașina este un nivel de echipare superior, mașina are pilot automat. Sunt exemplare cărora le lipsesc aceste comenzi și maneta pentru pilotul automat, ca să nu mai spunem de acest sistem multimedia. Existând doar un radio CD, iar în acea combinație de echipare nu există cameră pentru mersul înapoi. Aici există și am constatat anterior că rezoluția camerei este mult mai bună decât cea care echipa exemplarul meu. Deci Toyota a îmbunătățit la facelift mai multe repere. Suspensia nu este atât de uzată cum ai putea crede. În mod sigur a suferit mai multe intervenții. Adică pe frânare nu balansează și nici în curbe. Și la japonez întotdeauna mi se pare interesant că dotează locul șoferului cu mâner. Știu, am mai spus-o și în alte clipuri, dar sunt persoane de o anumită vârstă care au nevoie să se dea ajutor la ridicarea de pe scaun și atunci este de ajutor un astfel de mâner. Apropo de ajutor, tocmai mi-a povestit un apropiat ce are peste 50 de ani. A fost la salonul auto de la Frankfurt, s-a urcat într-un Porsche 911 și n-a mai putut să se dea jos. Vârsta, problemele cu spatele și s-a agățat cumva de pilonul A. E și un clip pe net cu un proprietar de Ferrari și cu zicala de ce nu e bine să ții un Ferrari la 50 de ani, că nu te mai poți da jos din el. Și acum mașina a intrat în regenerare. Nu că mașina a intrat în regenerare. Sistemul de frânare prin frânare regenerativă a trecut la recuperarea
energie și încărcarea bateriei. Pe frânare, feedback-ul pedalei mi se pare ok, dar la acest exemplar, ca de altfel la multe alte mașini, intervalul de schimb al lichidului de frână este de 2 ani de zile și trebuie respectat. De ce? Pentru că neînlocuirea lui generează o uzură excesivă a boosterului de frână și automat defecțiuni, iar cum spuneam, de obicei e mai ușor să previi decât să corectezi și în acest sens o simplă înlocuire a lichidului de frână este mai eficientă economic decât înlocuirea reperului, generând și mai mult timp în care mașina stă dacă înlocuiești reperul respectiv, decât dacă schimbi lichidul de frână în intervalul de timp precizat de producător, cu mențiunea că dacă mașina face ride sharing, aceste intervale de schimb ale lichidelor, ulei, antigel, lichid de frână, ar trebui scurtate. Da, și zgomotul pe care l-auzeam eu era generat de faptul că intră sistemul de alimentare pe gaz. Se aude supapa din butelie. Mașina ne anunță că are o neînțelegere cu sistemul de alimentare și acesta este zgomotul pe care mulți îl au în vedere când nu aleg motorizat hibrid, pentru că acestea, cel puțin la Toyota, vin cu ECVT, iar acest sistem de această transmisie generează o accelerare a motorului și sunetul produs nu este unul pe placul conducătorilor auto. Dar mașina aceasta trebuie să fie turată, îi face bine, ca de altfel oricare alte mașini. Dacă se merge bătrânește cu ea, se acumulează depuneri pe clapeta de accelerație, pe galeria de admisie și suferă și valva PCV. Iar aceste trei repere, în principiu, trebuie curățate imediat ce mașina este cumpărată, o mașină second, pentru a preveni ulterioare defecțiuni. Eu am cumpărat Priusul G3 la 142.000 parcă de kilometri și până în 150.000 am curățat aceste repere. Deflectoarele de vânt își fac bine datoria, nu se aude absolut nimic și văzându-le cum rezistă după atâta timp, mă fac să iau în considerare echiparea modelului meu cu astfel de accesorii. Și într-adevăr, suspensia nu generează zgomote. Toyota recomandă înlocuirea antigelului după primii 10 ani sau după primii 250.000 de kilometri. Sunt curios dacă există posibilitatea verificării înlocuirii antigelului. În mod normal ar fi trebuit cel puțin de 2 ori să fie efectuată această operațiune. Iar cu privire la elementele sistemului de frânare, din cele lecturate pe grupul Toyota și Lexus, iar Bogdan va pune pictograma, toată lumea ce a apelat la repere non-OM s-a întors la ele, respectiv doar cele, nu că le face Toyota, dar cele care poartă sigla Toyota au calitatea și durabilitatea dovedită în timp. Plus că nu scârție în utilizare și în momentul în care faci ride sharing sau
ești, să zicem, un tip atent cu zgomotele produse de mașina ta, parcă nu-ți dorești la fiecare apăsare a pedalei de frână să ai un scârțâit, chițăit greieraș suplimentar în mașină. Până la urmă ne luăm un autoturism hibrid pentru plăcerea produsă de lipsa sunetelor ce acompaniază alte mașini. Deși câteodată o evacuare chiar îți poate aduce bucurii. Și acum chiar merge pe electric. S-a încărcat ceva mai bine față de prima parte a traseului. În continuare mergem pe electric. Avem acea pictogramă EV în bord, ce ne atestă acest lucru. Și aceasta. Cu toate că există butelia de gaz pe puntea spate, nu simt ceva suplimentar, o greutate crescută. Și să vedem cât a consumat. Ia să vedem noi. Trip A, 4,5 pe 20 de kilometri, 19,9. Deci o mașină cu 600, peste 600.000 de kilometri, de 10 ani de zile, hibrid, consumă în continuare foarte bine. Punem mașina în parking și vă mulțumesc tuturor pentru timpul alocat. Aștept comentariile voastre dacă este eficientă o astfel de achiziție, dar uitându-ne pe drumurile patriei și văzând câte mașini Toyota Prius albe sunt, ne dăm seama că este eficientă. Și spuneți ce alte operațiuni de întreținere ați fi făcut voi. Vă mulțumesc tuturor, pe sâmbăta viitoare, să ne vedem sănătoși!